listă spectaculoasă, publică firesc, de cheltuieli la Banca Națională. BNR face licitație și pentru icre negre, beluga, dintre cele mai scumpe, cel mai scump tip de caviar și alte delicatese pe care le doresc pe lista de protocol. Sunt 370.000 de lei fără TVA, alocă BNR pentru mâncarea fină. Andreea Gurban ne dă mai multe detalii. Andreea, e oricum un contract multianual. Bună ziua, Sandra, bun găsit tuturor. Într-adevăr, așa cum spuneai și tu, potrivit planului anual de achiziții, BNR a cumpărat anul acesta pește și produse din pește în valoare de, atenție, fără TVA, aproape 370.000 de lei. Aceste produse din pește, icre negre de beluga, așa cum spuneai și tu, Sandra, sau calamar, provin de la sturionii din Marea Neagră și Marea Caspică și de altfel sunt considerați drept cele mai scumpe specii de calamari. E important de precizat că o parte din aceste sortimente de care aminteam mai devreme, se vor duce la arenele BNR din capitală, iar cealaltă parte va merge la hotelul BNR din Sinaia. Andreea, îți mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Sigur că am cerut, așa cum e normal, o explicație, un punct de vedere și e important să spunem că cele două locații sunt pentru evenimente cu participare internațională și atunci protocolul trebuie să fie la un nivel foarte înalt. Așa se întâmplă la instituțiile cu reprezentare națională, cum este și BACA. Știu că la SIE mai vorbeam despre cremele domnului Mihai Răzvan Ungureanu și trecuse la protocol, nu-i așa, Alice Drăghici? BNR, vreau să precizez, asta e instituție autonomă financiar, nebugetară, dar controlată de Curtea de Conturi și aceste achiziții se fac prin achiziție publică, motiv pentru care le și prezentăm.